La tascul din seara aceasta, Mihai a imitat-o pe Simona și Simona era Andrei. Am văzut câteva imagini în care Mihai stătea pe balansoar și uh, Simona încerca să îl liniștească, să-l facă să se simtă mai bine, dar uh, fără nicio șansă. Apoi pe terasa fetelor stătea Mihai într-o poziție așa dreaptă și sobră, iar Simona, imitându-l pe Andrei, încerca să intre în dialog cu Mihai și spunea acesta, lasă-mă în pace că nu vreau să vorbesc. Pe canapea în living, Antonio, care era de fapt Diana, i-a arătat inelul lui Mihai, care era Simona, și atunci a zis Mihai, tu când o să mă ceri? Eu zim când mă ceri? Și după a strigat prin casă după doamna Ana și zicea, doamna Ana, ați fost să-mi luați inelul, că știu eu sigur că ați ieșit din casă și ați fost după inel. V-am văzut că ați plecat. Toți concurenții mi s-au părut foarte amuzanți, eu abia aștept să văd ce colaj și ce material se va face mâine pentru că ar fi imposibil să poată surprinde toate imaginele și fazele din această seară.